Poștașii au intrat astăzi timp de 2 ore în grevă de avertisment. Membrii Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România au întrerupt lucrul în aproape toate oficiile poștale din țară ca urmare a grevei de avertisment anunțată de liderii sindicali. Aceștia cer majorări salariale și creșterea sporului de loialitate. În timpul grevei de avertisment, reprezentanții lucrătorilor poștali au fost prezenți în fața sediilor centrale ale Poștei Române din aproape toate județele țării. Vicepreședintele BNS, Mircea Burleacu, a anunțat că dacă situația negocierilor pe contractul colectiv de muncă nu se va remedia, va fi declanșată greva generală. La momentul de față, peste 2/3 din salariații Poștei Române sunt la nivelul minim de subzistență, aceștia fiind salarizați cu salariu minim pe economie. Raportat la această situație, revendicările pe care le-am avut în cadrul negocierilor colective a fost vorba despre o creștere salarială de 400 de lei net și o creștere a sporului de loialitate cu un procent între 5 și 10%. Restul a fost să se mențină textul contractului colectiv de muncă în forma în care a fost agreat la negocieri anterioară, textul care reglementează în general drepturile și obligațiile părților prin contractul de muncă. Nu s-a ajuns la niciun consens până în momentul de față. Potrivit liderului de sindicat, în cazul în care lucrurile nu vor fi rezolvate într-un termen rezonabil între 2 și 5 zile, va fi declanșată greva propriu-zisă, care va presupune oprirea lucrului în compania Poșta Română.